Oh my god. I see through your habits, just like gadgets. You tell me with the two hands, I'm too bad. Bine v-am regăsit la un nou daily vlog. Suntem afară, pe aceeași bancă în care am încheiat un vlog acum vreo o săptămână, două, nici nu mai știu. Aveam alte planuri inițial pentru ziua de astăzi, doar că s-au dat toate peste cap și până la urmă stăm puțin aici pe bancă, ne-am luat și un suc, niște pufuleți și nu facem nimic, doar stăm, ne relaxăm așa și cam atât. Din păcate, nu știu când o să vină dulapul, de-aia mă vedeți așa un pic dezumflată, să zicem, pentru că a încercat Cristi să ia legătura cu ei, a și luat, de fapt, și se pare că până la urmă tot trebuie să așteptăm alea 14 zile, deci nu înțeleg de ce ni s-a spus că o să dureze doar că 3 zile, 4 zile, cam așa. Asta ar însemna că pe la final de săptămână, dar problema este că vineri, știți și voi, sâmbătă, oamenii nu prea au chef de muncă, toate alea, și probabil o să ajungem și noi cu dulapul săptămâna următoare. Nu știu. Eu acum vorbesc într-un mod pesimist, dar poate ne adunăm așa energiile și o să vină mâine sau poimine sau nu știu. N-avem nicio informație despre dulap și nu că n-avem noi, n-are nimeni de la Casa Rusu nicio informație despre dulapul nostru. Aiurea. Astăzi a fost o zi așa foarte, cum să zic, haotică cumva, ne-au fost date toate planurile peste cap. Noi ne așteptam ca asta să vină mama lui de dulap, să-l demontăm pe cel vechi, să ne punem o parte din haine, terminam cu curățenia din dormitor, cu absolut tot și ne vedeam și noi de viața noastră, pentru că, credeți-mă, avem atât de multe lucruri de organizat, atât de multe lucruri de făcut pe afară, adică pe la mall, croitorii, chestii din astea, dar nu avem timp. Și noi speram să terminăm până pe la mijlocul săptămânii cu tot ce înseamnă casă, dar nicio șansă, clar, nicio șansă. Da, aiurea. Eu de dimineață am editat daily vlogul trecut. Speram ca miercuri să ajungă un colet. Îl aștept și pe ala cu sufletul la gură, nu mai pot, nu vă zic acum. Până nu vine, n-are sens să vă zic, că pe urmă sunt și mai dezamăgită. Și cam atât, v-am zis. Deci niciun plan, niciun plan. Chiar îi spuneam lui Cristi, băi, nu știu ce să zic în vlog, pentru că n-am niciun plan. Eu care întotdeauna sunt cu planurile, cu organizarea, cu de la ora aia la ora aia, facem aia, mergem acolo. De data asta, nimic, nicio idee. Depindem 100% de dulapul acela, depindem de mai mulți factori. În fine. Astăzi este luni, nu știu dacă v-am zis, dar cred că v-ați dat seama oricum. Este luni, ora e vreo 6 și ceva acum și mai stăm aici la aer puțin, vedem ce mai facem după. Am mai avea treabă, Cristi zicea să se apuce de demontat dulapul ăla vechi, dar nu mai are nici el moodul necesar. Da. Ok, ne auzim mai târziu. Probabil mai stăm puțin aici până se întunecă și pe urmă mergem să ne uităm la serial. Și aseară ne-am uitat la serial și, Doamne, cât de interesant este. Ne uităm tot la Mai frumoasă decât tine. Mai frumoasă decât tine. Este un serial turcesc foarte, foarte bun. Și te prinde așa. E relaxant. Adică nu te ține... Comestibil. Da, comestibil, da. Exact. Nu ești ținut în suspans sau ceva. Adică e foarte plăcut. Te relaxează. Foarte mult ne-am uitat la el și asta, chestia asta de pe obraz se vede. Noi trebuia să nu fim acasă acum, trebuia să mergem în altă parte, dar cum vă spuneam, planurile ne-au fost amânate, chiar anulate, aș putea spune, și eu m-am machiat astăzi, mi-am dat cu mult make-up aici, trebuia să-l acopăr, să arăt și eu decent, dar acum îmi pare rău că am acoperit prostia asta de pe față. E mult mai bine, dacă v-ați uitat la vlogul trecut, știți cum arătam, nu mai e atât de inflamată mușcătura, e chiar, e ok. O să rămân cu pete, știu sigur, dar voi trata chestia asta din exfoliere, din vitamina C. Vedem noi. Gata, nu vă mai țin, mai stăm și noi aici și ne auzim ori de acasă, ori mâine. Am ajuns acasă și vă prezentăm noul membru al familiei, pe lângă Garfield, acolo pe perete. Și-a cumpărat Cristi o boxă din asta GBL, mare, frățică. Mare.
Dar e super drăguță, Garfield este fascinat de luminile. Asta e foarte, foarte interesantă. Are multe chestii aici pe ea. O poți conecta la tabletă, aici pui tableta și, mă rog, deții controlul, habar n-am. E interesantă și a cumpărat-o, era nebunia lui de foarte O mult timp. pasiune. Da, o pasiune de foarte mult timp și-o dorea și a cumpărat-o. E simpatică, o găsiți mai pe peste tot, e GBL, după cum vă Atât spuneam. a pus de amat afară, nu? Aoleu, e ok, nu? Deci am scos sertarul, în sertare încă mai avem haine și vrem să ne apucăm acum, la ceas de noapte, de demontat dulapul. Acesta și în cazul în care o să vină ăla, deja nu mai avem nicio speranță că o să ajungă săptămâna asta, să fie locul pregătit. Dar oricum, vrem să scăpăm de ăsta de aici și eventual punem toți sacii, uitați-vă ce aici la noi. Să punem sacii pe peretele acela și să fie mai liberă partea asta, să pot folosi și eu dulăpiorul. Mami! Mami! Ce faci? Ce faci? Măi, băiatule! Doamne, știți de cât timp își dorește el să intre acolo? De cât timp a venit în casă? Niciodată n-a avut cum să intre. Cum să intre acolo și acum când mai este Așa. sertarul? Vai de mine. Nu o să dureze mami mult treaba asta. Îl rezolvăm în seara asta, gata. Da, asta ne apucăm să facem, să știți. Demontăm dulapul. Bună ziua! De fapt, voiam să mă apuc să filmez ceva. Stați să mă așez, să vorbim puțin. Dar am zis că mai bine aștept eu să vină lumina naturală în dormitor și pentru că vreau să filmez acolo, Doamne, ce păr am în cap. Și trebuie să mai aștept vreo 2 ore, cam așa, e ceasul vreo 11 acum și am zis că mai bine mă apuc să gătesc, vreau să fac un pui pe care ni l-a dat mamaia, să îl fac cu pilaf. Așa, ceva rapid, pentru că am multe chestii astăzi. Din nou, n-am o stare bună, pentru că mă gândesc continuu la acel pistoiaș. V-am spus eu în vlogul trecut, nu vreau să intru în detalii, pentru că atunci când vorbim despre oameni, nu mă emoționez niciodată. De fapt, mă emoționez, dar în sinea mea și dețin controlul emoțiilor foarte bine. Dar când vorbim de animale, se termină tot. Deci nu... Stați să iau un pahar, să-mi pun niște apă, că este necesar. În fine, trecem peste lucrul acesta cu greu, dar încercăm să trecem. De asta am și preferat să deschid camera și să vorbesc cu voi. Pentru că atunci când vorbesc cu voi, mă iau cu alte lucruri, vă povestesc diverse și îmi mai ies așa puțin din stare. Vă ziceam că vreau să mă apuc să gătesc. Super, mi-am dat apă pe telefon. Au mers toate prost și ieri și azi. Nu știu ce se întâmplă. O altă perioadă de cacao. Dar e bine ce ziceam eu în daily vlogul trecut, la finalul vlogului, că toate par să se fie aliniat, că nu știu ce. Băi, când e ok ceva, imediat se întâmplă altceva care îți stai așa tot elanul. În fine, stați să iau o gură de apă. Voiam să vă arăt că am modificat puțin, n-am modificat, am reașezat electrocasnicele prin bucătărie pentru că erau puse haotic, adică aveam foarte multe. Cuptorul cu microunde, cafetiera, fritoza, cuptorul cu microunde, ăla, coșul acela. Și eram îngrămădite. Dacă voiam să toc ceva sau dacă voiam să țin o mâncare aproape de aragaz sau o farfurie, efectiv nu aveam unde pe blatul ăsta aici, lângă mine. Și m-am gândit eu că ar fi o idee foarte bună să pun acolo cafetiera pe tocător, să nu ajungă cumva apă de la chiuvetă. Trebuie să merg în Pepo să-mi cumpăr un tocător, că am rămas fără el. Am așezat acolo cafetiera, toate lucrurile astea, pe toate lucrurile astea le-am făcut ieri și acum când am intrat în bucătărie, am zis că mai bine iau camera, vorbesc puțin cu voi, vă arăt ce am modificat înainte să mă apuc de gătit, pentru că dacă mă apuc să-mi înșir toate ustensilele pe aici, pe urmă trebuie să-mi curăț și aragazul și nu o să mai arate
așa cum ar trebui, sau cel puțin o scurtă perioadă de timp. Ok, vreau să filmez un clip, cum vă spuneam, aștept lumină naturală, mă pun să gătesc, mai beau vreo 25 de pahare cu apă și sperăm la mai bine. Ce să zic, hai să întorc camera să vă arăt cum am așezat. Cuptorul electric a rămas pe poziții, canasta filtrantă, nu vă uitați la acel ceas pentru că l-a dat Cristi cu jumătate de oră înainte. Fritoza aici, între ele se afla cafetiera, dar am exclus-o. Apoi am adus cuptorul cu microunde lângă ele, să fie așa toate trei în șir și am preferat să-mi pun acolo lângă cuptor. Coșul ăsta cu mai multe chestii, vi l-am mai arătat eu, borcanul cu bomboane, ustensilele pe care le-am cumpărat din Sinsay, de fapt pe care ni le-au cumpărat ai mei, și toate lucrurile astea pe care le țin eu la îndemână, ăsta cu condimente, restul a rămas... Ce, mami? Restul a rămas neschimbat. Asta este cănuța tot din Sinsay pe care o ador, cutia cu pastilele lui Cristi pe zile și cafetiera este aici. Am încercat să astup un pic cablul acela, doamne, deci nu mă pot concentra. Am încercat să astup cablul acela, dar nu prea mi-a reușit. Am așezat-o acolo cu borcanul cu cafea. Aici iarba muței pe care i-am plantat-o lui Garfield și zic eu că arată mult mai bine. Așa, parcă mai aerisit. Astea trebuie să stea mai aici. Da. Mă pun să gătesc. Hei! Hei! Ce faci? Dă-mi suc! Dă-mi suc! Dă-mi suc! Repede, repede, repede! Deci abia acum, la ora 7 și 25 de minute, apuc și eu să vorbesc cu voi. În prima parte a zilei m-am ocupat de mâncare. Mi-a ieșit un pilaf. Deci nu vă spun. Eu, în general, când fac pilaf, da, deci ați auzit că e foarte bun și nu zice că e frică de mine sau ceva. M-am răzurat, că e foarte bun. Da. Eu, în prima parte... Doamne, nu asta voiam să zic. Voiam să zic că, în general, când fac pilaf, pun mai mult orez și se face foarte gros, foarte tare. Dar de data asta, n-am pus o cană de orez și 4 căni de apă, am pus o cană de orez și 5 căni de... Nu de apă, de supă. Și a ieșit atât de bun, deci bun, rău, de tot. Am făcut cu pui pe care mi l-a dat mamaia, v-am spus, dintr-o pungă din aia de vinete. Am... făcut jumătate, am făcut vinete cu maioneză și jumătate vinete cu ceapă pentru Cristi, pentru dimineață sau, mă rog, pentru o gustare. Au ieșit și acelea foarte bune. Eu astăzi, toată ziua, am reușit să mănânc de dimineață micul dejun, pentru că nu sar niciodată peste micul dejun. Am reușit să mănânc lapte cu musli. Pe urmă am mâncat pe la vreo 2 și ceva niște vinete cu maioneză. Și credeți-mă că m-am săturat de miros, deci cât timp am gătit, am făcut și pilaful, am înlocuit și apa de la pui în care a fiert și așa, m-am săturat de miros și nu mai era foame deloc, asta îi spuneam și lui Cristi, iar acum seara când a venit el de la muncă pe la vreo 6:30 cam așa, am mâncat pilaf cu pui și a ieșit foarte, foarte, foarte bun. Asta am făcut în prima parte a zilei, m-am ocupat de gătit, apoi au venit 2 colete, printre care unul, mi-am cumpărat și eu, second, o lavalieră din asta, de fapt un set, să zicem, de lavalieră din asta wireless, pentru că, vă zic sincer, m-am săturat. Deci m-am săturat de lavaliera aceea cu fir. Eu cred că ați observat că în clipurile în care fac try-on, nu pot lua, adică, vorbesc aici, las pe ecran modul în care îmi vin hainele sau când le probez, pentru că nu aș avea cum să vorbesc în timp ce am hainele pe mine, pentru că firul acela de la lavalieră mi se înfășoară pe mâini, pe picioare, pe peste tot, are 5 sau 6 metri. Sunetul mie mi se părea ok, dar am vrut, sincer vă zic, să scap de lavaliera aceea cu fir pe care o voi folosi. Ce se aude? Un aspirator sau ceva? Atât de rău? Nu cred. Nu știm ce se aude. Ce-i drept, e foarte înurat afară și ne așteptăm să vină furtuna. Dar se aude un aspirator sau ceva. Garfield e ok, oare? Ce vă ziceam? Eu când aud sunete prin casă și așa, o iau razna. Pentru că mie nu-mi plac sunetele. Obișnuită fiind să fiu singură în casă, când aud un zgomot, de fapt, nu un sunet, deja sunt în alertă.
Vă ziceam că am vrut să renunț la lavaliera aceea, dar bineînțeles că o voi folosi atunci când mai filmez clipuri din astea statice și n-am nevoie de chestii wireless și mi-am cumpărat kitul acesta Rode Go 2, deci a doua variantă de la Rode-urile astea wireless, pe asta am ales-o. Să văd cum mi se par, să văd dacă mă împac cu ele, dacă sunt ok, dacă nu funcționează mult timp cele second pe care le-am cumpărat, care n-au fost deloc ieftine, le voi cumpăra... Ce? Vezi, băi, că nu sunt surdă, chioară sunt, dar nu și surdă. Băi, iar am... Deci îmi uit ideile, Dumnezeule, o să vă zic imediat ce-i cu mine... Să vedem cât timp funcționează astea second pe care le-am luat, oricum arată impecabil, deci sunt super, super și până la urmă, dacă mă împac bine cu ele, dacă mă obișnuiesc cu chestia asta târnând aici, le voi cumpăra varianta nouă și aia. Știu că cele noi vin cu două părți din astea, adică dacă faci podcast sau interviuri sau așa, ai ambele persoane implicate au lavalieră, dar eu n-am nevoie de chestia asta, de aceea i-am spus domnului de la care am cumpărat că nu mă interesează, oricum nici n-avea, probabil era setul incomplet, nu mă interesează, chiar nu mă interesează detaliile astea, dar ele funcționează. Și înainte să vină coletul cu lavalierele, după ce am terminat de făcut mâncarea, foarte târziu pentru o zi normală în care gătesc, m-am apucat să filmez ce se află în ghiozdanul meu și am terminat de filmat, doar că unul la mână aveam pe mine o bluză roz, iar eu urăsc rozul și când, deci am pus cardul în calculator, nu, stați că vă spun după. Deci am terminat eu de filmat cu bluza aia roz pe mine, exact în colțul ăsta aici, care îmi place foarte mult, dar cred că oricum o să vedeți, nu știu. Și pe urmă m-a sunat Cristi, pentru că comanda de la valiere era făcută pe numărul lui de telefon, m-a sunat să îmi spună că a venit curierul, dacă pot ieși, îi plătesc omului. Am avut din ăsta colet cu, cum se numește, cu deschidere la ridicare, am verificat dacă totul este în regulă. Totul a fost ok, am luat coletul și pe urmă am vrut să verific dacă și funcționează lavalierele, cum e normal când cumperi ceva second. Și le-am băgat în cameră, mi-am dat seama cum funcționează, am zis acolo 2-3 cuvinte, probă și le-am pus în laptop. Deci diferența, pe lângă faptul că diferența de sunet este wow, deci când ascultam partea înregistrată cu lavaliera cu fir, mă auzeam un pic așa, în fundal, cu ecou, dar când ascultam partea asta cu aceste lavaliere Rode, zici că vorbeam așa, la urechea mea, înșopteam singură ceva. Și când m-am mai văzut și cu bluza aia roz, zic, nu, clar, nu. Toate lucrurile le-am luat de pe pat cum am filmat, pentru că m-a sunat Cristi să ies la curier și le-am lăsat împrăștiate, le-am luat de pe pat, le-am pus în ghiozdănel și m-am apucat să refilmez clipul, bineînțeles, cu un alt tricou, cu o altă culoare la haine, pentru că bluza aia roz, Doamne, nu îmi plăcea absolut deloc și asta am făcut, am și editat, acum am pus clipul la încărcat. Da, voi oricum îl veți vedea pe acela vineri, iar acest daily vlog o să intre duminică. Cred că ați observat că încerc, nu știu dacă o să-mi iasă, nu știu, să zicem de acum înainte cât timp o să fac eu YouTube, dar încerc să postez două daily vloguri pe săptămână și un clip din ăsta static în care povestim, vorbim despre diverse chestii sau vă arăt cine știe ce produse. Ați observat că și în daily vlogul, Doamne, ce mi-a morțit mâna. În daily vlogul trecut am preferat să introduc haul-ul Sinsay, deși aveam o mulțime de lucruri de arătat, dar mi se pare mult mai prietenesc. Să vorbim așa, eu sprijinită de tapiseria asta de la pat, care este minunată, e super confortabilă, decât să stau eu așa, super dreaptă, stai să văd cum îmi stă părul, stai să văd dacă sunt ok. Eu cel puțin așa cred că e mai bine. Și vă spuneam că încă sunt distrasă, încă sunt deconcentrată, sunt cu o stare iurea, tot din cauza acelui pisoi. Nu mai vorbesc, oh my god. Da, care nu e ok, dar n-avem ce să facem. Aia e. Și toată ziua, deci așa mi-a mers, serios. N-am, făceam 2-3 chestii, încercam să mă motivez, dar nu.
făceam ce făceam tot acolo, mă gândeam și aiurea. Da, acum nu mai facem nimic, ziceam să ieșim în seara asta, să ne plimbăm puțin prin parc, doar că v-am zis, afară s-a norat rău de tot. Rău de tot, zici că e noapte, acum pe mine mă vedeți ok pentru că am becul de deasupra aprins, dar e negru afară, cel puțin în partea asta, Doamne, ia uite cum e aici. Cred că o să vină vreo furtună sau ceva, nu mai facem nimic. Am primit și vești de la dulap, adică nu, n-am primit vești că o să vină, am primit vești că nu o să vină, că de la o săptămână cât ni s-a spus, hai că 14 zile și acum hai că sunt posibile și 3 săptămâni, iar noi dacă vă arăt cum avem hainele aici, cred că și chestia asta mă stresează așa și îmi dă o stare foarte nasoală de dezorganizare. Eu v-am mai spus că atunci când nu am lucrurile organizate în jurul meu, nu mă simt bine, nu funcționez așa cum trebuie, nu pot să-mi desfășor activitățile. Iar hainele astea împrăștiate aici în saci, Doamne, oribil, nu știu când o să vină și dulapul. Ăsta e Garfield, care a sărit pe colivia lui Coco. Da, ok. Ne mai auzim mâine, vedem ce facem. Mâine trebuie să spăl. Am o mașină de prosoape, pentru că astăzi v-am zis, am stat numai în calculator și mâncare și cam atât. Trebuie să spăl, vreau să-mi notez câteva lucruri în agenda. Trebuie să trimit un e-mail pentru o altă colaborare. Și cam atât, în rest n-am un plan nimic pentru mâine, dar sigur o să apară. Și voi o să fiți ținute la curent. Gata, cam atât, ne vedem mâine. M-am apucat pe la ora 2 de făcut un chec. Nu mai aveam nimic dulce în casă, așa, dulce de casă, ciocolată și prostii din astea avem, dar voiam ceva făcut în casă și am zis, ok, dacă tot, sănătate, mami. Oh, stați că, păi cade prosopul de aici, de pe pervaz. Am zis că dacă tot e atât de urât afară, atât de înorat, ar fi bine să stau puțin prin bucătărie, mai devreme și tuna. Stați că nu mai știu dacă fac bine. Da, fac bine. Tunam mai devreme și mă gândeam, zic, o, Doamne, fix furtună ne-ar lipsi, dar acum văd că s-a potolit timpul, nu mai e nicio problemă. Eu în seara asta aș vrea să merg până în Pepco să-mi cumpăr tocător. V-am arătat că mi-am pus mașina, Doamne, cafetiera, am pus-o pe tocător ca să nu ajungă apa la ea și nu mai am. Adică am unul foarte, foarte micuț. Ieri, cât timp am gătit puiul de la Mamaia, voiam să-l mai secționez așa, să nu fie bucățelele foarte mari și m-am chinuit pe tocătorul ăla mic, Doamne. De aceea astăzi aș vrea să merg până în Pepco, dar să vedem cum o să fie și timpul. Nu știu. Vreau să cumpăr din Pepco un tocător și umerașe din cauza faptului că dulapul, știu, vă vorbesc de el zilnic, dar credeți-mă că a devenit obsesia noastră, pentru că ne tot mint cei de la Casa Rusu, pe care în prezent chiar nu vi recomand, cel puțin Constanța, ne tot mint, o să ajungă poi marți, o să ajungă peste 5 săptămâni, o să și nu o să nimic. Și dacă tot avem hainele împrăștiate peste tot, voiam să mai așez din hainele mele un pic pe umerașe, pe standerul acela, doar că nu mai am umerașe. Am făcut bine și aici. Și voiam să mă uit puțin prin Pepco, dar să vedem. Cristi trebuie să meargă să monteze dulapul acela, care nu mai este la noi, să monteze în altă parte. Și cam atât. În rest, n-avem planuri. Astăzi, zi de dimineață, am stat la laptop pentru că am avut din nou de lucru. Am spălat hainele, de fapt prosoapele, despre care vă spuneam aseară și cam atât. Iar acum mă lupt cu checulețul ăsta pe care abia aștept să îl fac. Dacă vreți rețeta, să știți că găsiți pe canal. Am un clip nu de foarte mult timp postat, în care vă arăt acolo cum fac eu negresa și checul. Sunt niște rețete tare simple, numai cu ingrediente pe care cred eu că toată lumea le are în casă. De asta am și făcut chec acum, pentru că noi mereu avem ouă de la Mamaia. Stați că am amorțit. Avem ouă de la Mamaia, făină, zahăr, cu toții cred că avem, puțin cacao, chestii din astea și găsiți rețeta completă pe canal.
Și cam atât. Mă pun să adaug restul de făină și vă arăt și vouă rezultatul final. Să mai spună cineva ceva de modelul meu. Când v-am arătat atunci ce rețetă de chec folosesc, mă certați cineva că am lăsat checul prea simplu, că nu i-am făcut model. E, uitați-vă aici. Deci ăsta e abstract. Din păcate nu mai am folie din aia de copt, hârtie de copt. Trebuie să notez undeva, să cumpărăm și hârtie din asta astăzi, dar eu sunt foarte curioasă cum o să arate, care o să fie aspectul lui. Acum cuptorul este la preîncălzit, îl voi lăsa vreo 35 de minute, cam așa. Și abia aștept, bineînțeles că o să vă arăt și vouă cum o să fie. Filmez rapid cu telefonul, așa a ieșit checul, nu vă spun cât de bun este, deci foarte bun, foarte moale. Eu nu m-am putut abține și a trebuit să mănânc. A ieșit foarte bun, nu s-a lipit, mă așteptam să se lipească în tava aceea, ținând cont de faptul că nu am avut hârtie pentru copt sau de copt, dar chiar a fost ok, l-am scos foarte repede și din formă. Și cam așa arată, deci avem ce să mâncăm astăzi, mâine. Am mai ieșit și noi din casă în sfârșit, că în ultima perioadă, chiar zicea și Cristi, ieri n-am ieșit deloc. Alaltă ieri, oare de ce am ieșit? Am ieșit cu un motiv, dar nu știu de ce. Iar astăzi v-am zis că neapărat voiam să ajung eu în Pepco. Mamă, ce față strălucitoare am, pentru că am doar SPF și puțin pudră din aia de contur. Zic să nu ies chiar așa, mai ales că părul ăsta stă în 30.000 de direcții. Dar am venit doar până în Vivo, aici am fost și la alimentară și în Pepco, am găsit absolut tot ce voiam. Prima oară am intrat în Pepco, s-a pus pe o ploaie acum, fac așa o paranteză, că tot vă ziceam eu ieri că e timp de furtună și că astăzi a tunat toată ziua, uite că începe și ploaia. Am fost în Pepco pentru tocător, pentru o chestie. Nici eu nu știam ce vreau pentru a pune detergentul de vase, buretele și celălalt burete în bucătărie, pentru că aceea albă s-a făcut foarte, foarte nașpa. O și avem cei drept de mult timp, dar, mă rog, trebuie schimbată. Consumabile din astea din casă, mai avem nevoie de un set de umerașe și am găsit tot. Am găsit și tocător și umerașe și o chestie pentru bucătărie în care să punem buretele. Ea sunt ferm convinsă că este destinată pentru baie, pentru că are și o perie foarte simpatică. O să vă arăt când ajungem acasă, asta facem și pe urmă încheiem vlogul acesta. Am intrat și în alimentar, am cumpărat niște mușchi, niște... ce am mai cumpărat? O pungă din alea de ciuperci, almet. Pentru că... almet, da, ciuperci, pentru că vreau să fac mâine la cuptor așa niște ciupercuțe cu usturoi, o pâine și cam atât, cred. Voiam să intrăm puțin și într-un pet shop să-i cumpărăm lui Garfi o perniță din aia cu iarba munței, doar că nu mai aveam unul la mână, nici mâini, pentru că n-am luat pungă, noroc cu punga din Pepco și am mai pus așa în ea, și doi la mână nu mai aveam nici timp, pentru că vrem să ajungem acasă și s-ar putea ca în daily vlogul următor să ne vedem și eu și voi cu dulapul. A fost Cristi peste ei acolo astăzi. Nu se putea, deci v-am zis. La un moment dat aveam impresia că râd pur și simplu de noi. Nu întrebam de o informație, nu mă interesează când vine, că sunt conștientă că n-ai de unde să știi. Doamne, dar ce s-a întunecat așa? S-a mai luminat puțin, mă speriasem, credeam că s-a înnorat afară și eu n-am observat că se mai întâmplă. V-am povestit odată că am intrat cu ochelarii de soare în parcarea subterană și spuneam lui Cristi, Doamne, cred că o să vină o furtună, pentru că eram și cu ochelarii de soare și în parcarea subterană. A rămas în istoria cuplului, să zicem, chestia asta, pe lângă multe altele. Am reglat puțin lumina, deci acum cred că e prea multă, dar în fine, o să mă rezum doar la a mai spune câteva cuvinte. Pe noi ne interesa să știm o informație, băi. Să ne organizăm și exact, să ne organizăm. Băi, este în depozit, va pleca săptămâna viitoare spre voi, o să ajungă peste alte 5 săptămâni. Ok, atâta timp cât l-am cumpărat, am dat avans, evident că vom aștepta, adică noi nu te grăbim, dar când tu vii la mine și îmi spui, băi, durează undeva la 3 zile, eu te întreb după 5 zile, WhatsApp, care-i treaba cu dulapul? Tu ridici din numeri și spui că nu avem nicio informație, ca și cum comanda aia s-a pierdut așa.
Iar vin și iar te întreb după alte câteva zile bune. Care-i treaba cu el? Păi încă nu avem nicio informație. Ok, dar presupun că te poți informa, nu? Și astăzi a mers Cristi din nou la Casa Rusu, a întrebat ce se întâmplă și ne-au spus că poate o să vină mâine sau vineri. Acum nu știu dacă i-au spus așa doar ca să scape de el, dacă e real, habar n-am. Chiar nu știu, dar sper eu că în vlogul următor să ne vedem cu dulapul și cu toate hainele așezate, să-mi iasă odată stresul ăsta din cap. Hai că ajungem acum acasă, vreo două minute, cam așa. Deschid camera, vă arăt ce am cumpărat, pentru că sunt chiar foarte mulțumită de ce am găsit. Pepco-ul în care am fost era bine aprovizionat, vorba lui Cristi, cred că doar ce băgaseră marfă. Erau multe chestii drăguțe, doar că noi încă nu avem cum să cumpărăm lucruri pentru deco acum, pentru că, știți, adică noi nu avem dulap și să cumpărăm ce? Ar fi un fel de parfum peste transpirație. Cum să cumpărăm decoruri când hainele sunt prășteate peste tot și așa. Dar e de reținut, adică aveau foarte multe decorațiuni, foarte multe chestii frumoase, la prețuri accesibile, calitative. O să mai mergem și noi prin Pepco când o să trecem la partea de decorat. Terminăm așa cu brutul și mai cumpărăm chestii de decor. Cum vă spuneam, am cumpărat un mușchi din ăsta Aldis, mușchi file. În ultima perioadă noi am tot cumpărat mușchi din ăla de la Galantar, adică să ne-l felieze doamna de acolo. Băi, a fost foarte bun, doar că acum nu mai aveam timp. Okay. Ești ok? Da, da. Ok. N-am mai avut timp să stăm acum. Vino, că trebuie să te vadă toată lumea. Măi, tu știi ce mă întreabă pe mine fetele de tine? De ce nu stai și tu prin vloguri? El nu stă, e foarte aroganțel. Acum n-am mai avut timp să stăm să filiem mușchiulețul, dar asta este o opțiune destul de bună. Am luat o pâine din asta filiată pentru sandvișuri, un almet, cum vă spuneam, cu smântână. De obicei cumpărăm cu smântână sau cu iaurt. Nu ne plac acelea cu ierburi, cu diferite chestii. Astea? Da, și nu ne-au plăcut. Ultimul, cel puțin. Nu. Și știi care nu ne-a plăcut? Ăla cu ciuperci. Așa, eu sunt o iubitoare. Da, eu sunt o iubitoare de ciuperci, după cum vedeți. Deci iubesc ciupercile cu maioneză, gătite în absolut toate felurile posibile și imposibile. Dar când am mâncat almetul ăla cu ciuperci, mi-a fost atât de rău. Nașpa. Am cumpărat ciupercuțele astea congelate, sunt marcă proprie Ocean, nu le-am mai încercat până acum, nu știu cum sunt. Erau acolo mai multe, dar într-o cantitate foarte mare. Eu vreau să gătesc, de fapt știți dacă v-ați uitat la vlogurile mele, că vă mai arăt, în general gătesc cantități mici, pentru că noi suntem două persoane. Cât să mănânci? Prefer să gătesc o dată la două zile, știu că mâncăm mâncare proaspătă, plus că pe mine gătitul mă relaxează. Și astea sunt chestiile pe care le-am cumpărat din Ocean. Am luat așa, din Pepco, umerașele, doamne, deci sunt atât de bune umerașele astea, atât de calitative. Au un material, nu știu dacă puteți voi să vedeți acolo, un material așa antiaderent. Cred că spun bine, nu alunecă nici cea mai vaporoasă bluză sau roche. Toate produsele stau foarte bine pe ele, au o dimensiune perfectă din punctul meu de vedere. Cel puțin și hainele mele și cămășile lui Cristi stau super bine prinse pe umerașele acestea. Câte sunt? 10 umerașe și au costat 13 lei, deci un deal foarte bun, zic eu. Ceea ce m-a făcut așa să mă bucur de ele și mai mult este faptul că erau ultimele acolo cu gri. Eu am standerul cu gri, alb și umerașe gri. Mai am un set din ăsta tot din Pepco, identic cu cel pe care vi l-am arătat și încă un set tot din Pepco, dar din plastic așa. Nu prea-s mulțumită de acelea pentru că se rup, alunecă hainele de pe ele și când am văzut setul ăsta că era ultimul, în rest mai era cu verde, vă dați seama. N-aveam cum să cumpăr, făceam acolo o nebunie. Deci, bifat umerașe de pe listă, am mers pentru tocător. V-am povestit treaba cu tocătorul. A, uite ce șmecher, ăsta are și niște
bucățele așa de silicon ca să nu alunece. Îl poți pune pe blat sau pe masă și presupun că te ajută. Sunt anti-alunecare, să zicem, te ajută să nu alunece. Acesta a costat 10 lei și este foarte calitativ. Eu toate tocătoarele pe care le am sunt cumpărate, sau pe care le-am avut de-a lungul timpului, au fost cumpărate din Pepco. Și ăsta alb pe care l-am acum sub cafetieră, să zicem, pe post de suport, este tot din Pepco. Mie nu îmi mai plac absolut deloc. Oh my god, roalert. A intrat codul SOS de la telefonul lui Cristi. Nu ne întrebați, sper doar să nu vină poliția la noi la poartă, că eu vă garantez, el chiar nu e în pericol. Adică sunt doar eu și cu Garfi în prezența lui. Oh my god. Da. Nici nu mai știu ce vă spuneam. Mă rog, tocătorul ăsta, foarte calitativ, super rezistent. Mie nu-mi place să folosesc tocători din ăla de lemn. Cum nu folosesc nici linguri de lemn, am o singură lingură pentru mâncărurile, mâncărurile sărate și o singură lingură, cea pe care am folosit-o astăzi, pentru creme și chestii din astea. Maioneza, spre exemplu, știți că e un pic mai pretențioasă și trebuie să o faci cu lingura de lemn, să nu se taie, la la la. În rest, nu folosesc nimic din lemn pentru că am impresia că ustensilele astea din lemn rețin foarte mult mirosul, poți să le cureți tu oricât le curăța. Eu n-am mașină de spălat vase și oricât de bine le spăl și oricât de cât de mult clăbuc le țin, tot am impresia că miros. De aceea de fiecare dată eu îmi cumpăr tocător din ăsta de plastic și foarte rezistent, nu se rupe, nu nimic. Mai aveau acolo o dimensiune și mai mare, dar nu știu, cred că cam cât punga asta de Pepco, ceva gigantic, dar n-aveam de ce, v-am zis, noi suntem doi, nu gătesc așa în cantități mari, să zici că nu mi-ajung. Ăsta îmi place mult de tot, cred că dintre toate tocătoarele pe care le-am avut, ăsta e preferatul meu. Super drăguț și modelul mi se pare frumos. Așa, v-am zis, a costat 10 lei și stați să îmi așez tricoul, că încă nu m-am obișnuit cu lavaliera asta. Pentru, aici am și bonulețul, dar v-am zis deja prețurile, pentru burete și pentru săpunul, nu pentru săpun, pentru detergentul de vase, am luat chestia asta. Ați văzut că noi avem bucătăria cu detalii negre, ea este un crem, deci mobila, iar detaliile sunt negre, electrocasnicele, toate, mă rog, toate piesele de decor din bucătărie sunt negre și chestia aia albă se făcuse urâtă rău de tot. Am căutat, credeți-mă, la bucătărie foarte mult. Ne-am tot uitat pe acolo, doar că nu găseam nimic. Și în drum spre casă am intrat și pe la baie și am văzut treaba asta, care mi s-a părut extrem de interesantă. Eu nu prea sunt așa, cum să zic, bucuroasă când trebuie să țin detergentul de vase acolo lângă chiuvetă. Mi se pare foarte chicios. Ați văzut că eu sunt să fie totul organizat, pus la loc, dacă se poate să schimb recipientul unui produs sau condimentele la mine nu s-au niciodată în pliculețele lor, ci le pun în borcane. Și mă gândeam cu groază, ok, voi găsi un suport din ăla pentru burețel, dar cum să țin eu să nu sparg ditai bidonul acolo lângă chiuvetă? Mă stresa chestia asta și când am văzut acest kit, să zicem, acest set la baie, am fost super încântată. Deci, pot pune, adică nu pot pune, cu siguranță voi pune în recipientul acesta detergentul pentru vase și am verificat să funcționeze pentru că prin iarnă, cred că eram un Vlogmas, oare, am cumpărat un dispozitiv din ăsta pentru săpun din Pepco și n-a funcționat absolut deloc, se scurgea săpunul pe aici, pe lângă, ne-am enervat și l-am aruncat și am verificat să îi funcționeze pompița bine. Eu cred că merge, acum să vedem când o să punem și produs negru frumos, un negru mat așa super drăguț, o să se potrivească foarte bine. Apoi, deci aici vine recipientul acela. Avem peria asta care pun pariu că este o perie pentru spălat pe corp, pe mâini, adică nu este foarte, foarte, foarte dură, dar nici nu poți să te speli cu ea zilnic. Adică mi se pare potrivită pentru o exfoliere din aia în profunzime. Dar eu o voi folosi pentru spălatul vaselor. Să nu mai țin burețelul acela de sârmă,
aș avea loc și pentru el, dar oricum trebuie să îl arunc pe acela că e super folosit și voi folosi periuța asta. Uite, așa arată ea. Are niște puncturețe aici, niște striați, arată foarte bine și mai rămânem cu suportul. Ce m-am gândit eu? Cristi îmi spunea să pun aici jos buretele, dar îi pot face o găurică și îl agăț pe treaba asta. Cred că o să arate foarte, foarte bine. O să vă arăt în daily vlogul următor cum le voi așeza, pentru că în seara asta, nu știu dacă v-am zis sau nu, dar avem treabă și... Mâine îl voi spăla foarte bine, îl voi așeza în bucătărie și mâine dimineață, când voi începe un alt daily vlog, cu asta vom începe, o să vă arăt cum l-am așezat acolo. Acesta a costat 27 de lei. Să știți, mie mi se pare un preț foarte bun, ținând cont de faptul că am și suport, și perie, și recipientul acesta pentru detergent în cazul meu, dar dacă îl vreți pentru baie... Zic că se potrivește foarte bine. Și acestea au fost chestiile pe care le-am cumpărat. Bineînțeles că s-a oprit camera. Astăzi ne-am înțeles foarte bine și trebuia să fac așa, spre finalul serii, o gafă din asta. Nu știu de ce se oprește, v-am mai zis, trebuie să întreb pe cineva specializat. De fiecare dată când am listă și merg în magazin, Doamne, și bifez așa toate produsele, mă simt atât de bine și mă simt atât, vin acasă atât de bucuroasă că am găsit tot, chiar dacă un simplu tocător pe care îl găsești peste tot, dar eu astăzi cel puțin chiar aveam nevoie de tocătorul ăsta, de umeroașe la fel, nu mai zic că știți în ce situație suntem cu hainele și... Treaba asta pentru bucătărie nu este un moft, este pur și simplu o necesitate și mă bucur că le-am găsit. Corect, măi, mami? Corect. Asta a fost daily vlog-ul. Sper că v-a făcut plăcere să ne urmăriți. N-am făcut noi așa chestii interesante, dar mai avem și perioade din astea. Sperăm ca în următorul daily vlog să ne vedem cu dulapul și, Doamne, să terminăm și noi odată, că... Serios, în ultimele zile numai despre asta am vorbit. Îl sunam pe Cristi și prima oară nu îl întrebam ce faci, îl întrebam, hei, vreo veste de la dulap? Abia aștept să terminăm cu treaba asta odată. Da, îmi spuneți și voi ce părere aveți în comentarii despre toată situația asta sau dacă ați cumpărat mobilă de la ei și ați avut, ce experiență ați avut. Îmi spuneți, ok, ne vedem data viitoare cu un nou vlog, vedem ce mai facem și atunci. Uite, Cristi, să scoți de la încărcat boxa. Îmi spuneți dacă vă place boxa lui Cristi sau dacă vreți mai multe detalii, cu siguranță o să-l întreb și vă voi spune în comentarii. Gata, v-am lăsat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!